Bună dimineața! Bună dimineața! Iată că începe și etapa a doua, dragilor! Cu ajutorul Bunului Dumnezeu! Bravo vouă! Mulțumim! Asta înseamnă că au trecut de-abia câteva zile și am parcurs de-abia câteva sute de kilometri din cele câteva mii. Doamne ferește! Mai e puțin. Trece repede. Primul stage e de acomodare, să înțelegi cum funcționează lucrurile. Mai greșești, nu ești atent la detalii când citești misiunea. Dar în stage-ul 2 nu mai ai scuză. În această nouă etapă a cursei ne avântăm pe drumul soarelui în țara cafelei. Vă asigur că veți experimenta ceva unic. Aoleu, îmi place asta. Vorbim despre cea mai bună cafea din lume. O să bem 4 tone. Doamne ajută! Doamne ajută, nu știu că aici n-am băut-o. Și cu ocazia asta aveți șansa de a lua parte activă la povestea acestui minunat ingredient. Nu cred! 100 de kg! Acest ingredient care pune o lume întreagă pe picioare. Da. De la recoltare până la preparatul unei cești cu gust autentic. Da, să fie fain. O să simțiți gustul gheții unor orașe magice, parcă înghețate în timp. Și se va face și mai cald în această etapă. Bine că ne-am îmbrăcat mai gros. În sfârșit, drumul soarelui. Exact. Că și așa n-aveam multe haine. Veți găsi gustul cafelei nu numai în cană, ci și în muzică, tradiții, credințe, festivaluri, până și în portul lor tradițional. Chiar și jocuri se fac pe tema cafelei. Abia așteptăm să gustăm cafeaua. Era și cazul. Înainte să ne cufundăm pe urmele cafelei columbiene, trebuie să ofer un premiu echipei salvate de soarele verde. Nu? Nu. Da. A, pe vrei și noi un premiu. Zeul soarelui va salva de la eliminare. Îți dă ceva de mâncare, iar pentru gestul său de clemență se cere în schimb ceva. Un cadou. M-a surprins, ai că ai ieșit ultimul și o să primești un cadou. A, trebuie să care ceva, un cadou de la cel mai mare artist al Columbiei, Botero. Te dă un bagaj. Te dai o statuie. Un cadou, trebuie să cărească o statuie de 7 kg. Mergeți acolo vis-a-vis și o să găsiți un cadou pentru voi. Și noi vă așteptăm înapoi cât de repede se poate. Hai! Duceți-vă! Să nu îi de mâncare! Să nu mănânci! Să nu mănânci! Ceva de mâncare, mă! Ceva de mâncare! Trebuie un sacrificiu când primești un ceva de la zeu. Eu am fost în rol de handicap. Eu am fost un handicap ceva mai special. Eu i-am și ajutat foarte mult pe Atlantici. Ea a fost un handicap pat. Oh my God! This is our regalo? Sau noi noștri? This is our costumes? Mi-a picat cerul în cap. Da. Dar mai mult lui. Mai mult mie, când am văzut că trebuie să le și îmbrăcăm. Mamă, dar sunt grele și cu ghiozdanele. Hai, lasă, nu te mai plânge. A început să se plângă din start, numai când a văzut că e greu, că nu știu ce, că nu știu cum. Tu îți dai seama dacă trebuie să stăm toată ziua cu porcăria asta până... Hai, gata, îmbracă-te. Deja aveam în plan, aolă, stai că azi avem de alergat, de cărat, de dus încolo, nu știu ce, noi trebuie să ne îmbrăcăm costumele lui Botero. A, frate, eu nu pot să rezist în asta. Hai, îmbracă-te, Doamne, mă enervezi. E funny, dar... Păi e funny, dar nu e... Nu, era ca dificultate de purtare, chiar de adevăr era foarte greu. Bună dimineața! Nu, că și eu eram conștientă de asta, să nu crezi că nu m-am gândit la asta. Să te închina! Decât cocoșat de muncă, mai vine burtos de bere. Îmi cad ăștia după mine, drag. Hai, să ne facem de râs. Eu, în general, sunt o persoană optimistă. Da, râs. Dar când văd că sunt situații care ne pun în dificultate, mersi că mă susții, o să rămâi singură la America Express. Așa? Nu pot să rămâi singură. Da, hai, lasă-mă că... Nu, lasă-mă, nu vreau niciun pupic. Ia uite! Nu pot să cred! Nu pot să cred! Ați mâncat! Cât ți-a dat de mâncare? Ați văzut dacă cer mâncare în fiecare zi? Deci cât ți-a dat mai de ce tare costum! Dacă ăsta e cadou... Suntem superbi! Abia aștept să-l întâlnesc pe Botero, să-i zic ceva. Cu siguranță nu o să vă fie frig! Ce fund de columbian ai! Și nici până la piele nu are cum să vă plouă! Așa va trebui să mergeți până la următoarea imunitate. Ce? Până la următoarea imunitate? Asta înseamnă până mâine. Astăzi și o parte din ziua de mâine. Așa! Așa. Trebuia să vă bucurați într-un fel. Doamne ferește! Doamne! Pe mine m-a amuzat până când ne-a zis Irina ce urmează să facem cu ele. E un fel de ca să ajungeți ultimii și de data asta, ceva de genul. Nu știu dacă nu era mai ușor să-i trimit acasă. Tu-ți dai seama dacă începe să plouă? Deci cum se umplu alea de apă și car după tine încă un om? Păi știți că atunci când sunteți iertați de la eliminare... Dar nu pe degeaba. Porniți în următorul stage cu un handicap. Aha. Față de ceilalți, mare. Ăsta e handicapul. Așa este acest joc. Doamne, ce ferește. Frumos! E excepțional. Dar nici nu mai mașină. Dar mașină cum intră? Unul pe geam și unul pe bagaj, știi? E așa ceva. Săraci. Deja nu mai pot de cald. Trebuie o dubă. Eu abia mă mișc cu ale mele, dar să le mai luați. Ok, trebuie să pornim în aventura acestei zile. Această aventură începe în felul următor. Pe fiecare dintre mese aveți la dispoziție o pirinola, adică un titirez, și 6 cărți de tarot cafe. Este un joc foarte practicat aici, pentru că sunt foarte superstițioși și le place să se joace, să-și tragă norocul, să afle ce li se va întâmpla în ziua respectivă, să se joace un pic cu destinul, să zicem. Veți învârti titirezul, iar când se oprește, veți vedea un număr pe una dintre fațete. Luați cartea de tarot cu acel număr și citiți ce scrie pe ea. Îmi spuneți și mie și când toată lumea a făcut asta, porniți să faceți misiunea respectivă. Când îndepliniți misiunea, veniți la mine ca să verific. În funcție de cât de repede faceți misiunea, plecați în cursă. Okay. Iar astăzi avem jocul de Joker, să nu uităm. Da? Da. Mi se părea simplu inițial. Mă gândeam că sunt în proximitate, pe acolo, prin jur, dacă Irina ne aștepta înapoi la ea. Învârtim? Haideți să învârtim. Hai, învârte tu, învârte. Atenție! 3, 2, 1 și... 1. Perfect, asta l-am vrut așa. Faceți o poză cu 20 de localnici râzând. Învățați refrenul melodiei Son Solesito. Întoarceți-vă pe seci și cântați-l Irinei. Întoarceți-vă cu o cafea proaspăt făcută, servită într-o ceașcă, cafe de Colombia. Plecăm? Plecăm? Hai, ia telefonul. Hai! Hai, plec! Hai!